Salutare! Sunt Alex Ștefan, medic veterinar și consilier local în municipiul Ploiești și vreau să-l felicit pe prietenul meu, John, pentru campania Spune pe bune ce se întâmplă la tine în școală. Este foarte important ca absolut toți și vreau să încurajez absolut toți copiii și profesorii să completeze acest formular și să spună cu adevărat fricile sau evenimentele atât negative cât și pozitive pe care ei le consideră că s-au petrecut în școala lor. Este, din punctul meu de vedere, cea mai importantă perioada vieții, perioada școlii. Sunt lucruri și pozitive și negative. Eu vă dau un exemplu. Fără doamna profesoară Popescu Irina, astăzi nu aș fi fost doctor. Este perioada în care noi ne creăm principiile și valorile pe durata vieții. Și vreau să dau și eu curs invitației lui John și să vă povestesc un eveniment negativ pe care eu l-am trăit în școala primară, în care doamna învățătoare, din păcate, avea obișnuința de a abuza atât fizic cât și psihic de noi. Și nu mai știu în ce clasă, s-a întâmplat foarte de mult, sunt aproape sigur că doamna învățătoare nu mai este printre noi astăzi. Îmi făcusem greșit tema, cred că undeva în clasa a doua sau a treia, și am fost scos în fața clasei și dat un exemplu negativ în fața tuturor că nu am fost în stare să-mi fac corect tema. Lucru pe care pentru un copil îl impactează negativ pe toată perioada vieții, din punctul meu de vedere. În același timp, trebuie să încurajez și profesorii să iasă și să spună ce deficiențe din punct de vedere al materialelor didactice există, dacă sunt nemulțumiți cu programa școlară sau dacă sunt mulțumiți de anumite aspecte ale programei școlare. Profesorii sunt inima și plămânii societății românești și consider necesar, când există evenimente negative singulare, ca aceste elemente să fie eliminate din sistemul de învățământ, pentru că este cel mai important aspect al societății noastre. Mulțumesc mult, John, și baftă!